Mai mulți hunedoreni au rămas blocați 2 zile în zona Târsa Luncanii din comuna Boșorod din cauza nămeților ce au transformat drumul comunal într-unul impracticabil. Oamenii au așteptat în zadar ca utilajele de dezăpezire să-și facă apariție, iar duminică, atunci când a ajuns un buldo-excavator în zonă, mare le-a fost mirarea când acesta a curățat doar o porțiune de drum, făcând cale întoarsă chiar în fața lor, deși aceștia le-au făcut semne disperate. Refugiați de la Târsa, ziua 1. A rămas izolați. Izolați. Norocul nostru că avem mâncare. Duminică dimineața, băiatul la care a mers acolo i-a sunat pe cei de la primărie să-i întrebe când va curăța drumul. Noi trebuia să plecăm duminică, hai să zicem, după masa, la amiază, după masa, na, în funcție de cum se putea desface drumul, canins abundent. În jurul orei, cred că 5, 6, 7, să zic, nu știu exact că nu am stat cu ochii pe ceas, am văzut buldo-excavatorul lor de la primărie cum a trecut, drumul fiind lung, s-a dus până în capăt, cum mi se pare și normal, dar vreau să zic că a ajuns undeva pe la ora, cred că 8:30, 9, a desfăcut drumul până aproape de ieșirea noastră de în curte, a dat de câteva ori înainte, înapoi, a ieșit într-un final, au ieșit vreo 3-4 mașini, au ieșit ăia după buldo-excavator, noi făcându-i semn cu mâna să vedem după ce iese, se mai întoarce, să mai bage odată cupa, să putem ieși și noi, că trebuia să pălăsim, să coborâm, să venim acasă. E, nu s-a oprit, ne-a mai agățat și poarta de la intrare, fiind de lemn, nu a rupt-o, dar a agățat-o și am zis, bă, poate se oprește să zică, măcar, bă, scuze, vin imediat numai să iasă ăștia, vă ajut și pe voi. Deci ei v-au văzut că le-ați făcut semne? Păi da, în filmare. Și băiatul a reușit de, mi-a trimis un utilaj, de am reușit să ieșim. Am fost nevoit să ne luăm o zi de concediu, am sunat, am scris mesaje, că, repet, cu telefonul e destul de greu și nu te prea poți înțelege, se aude întrerupt, e semnalul slab. Am lăsat mesaje, eram și eu și un coleg de-al meu și ne-am luat o zi de concediu, n-am avut altă variantă. În replică, primarul din comuna Boșorod spune că s-a lucrat în continuu și sâmbătă și duminică, dar a și nins în timpul când se făceau lucrurile. Nu este izolat nimeni, deci la ora actuală toată lumea are acces la drum. Fiindu-i explicată situația prin care au fost nevoiți să treacă cetățenii respectiv, edilul a spus că nu știu, trebuia să vă spun că s-a intervenit și în prezent se poate circula pe toate drumurile. Dar eu n-am nicio informație că sunt oamenii blocați pe acolo, deci când dat de văd că a fost zăpadă mare, da. Și să mă intervine, dacă mă trebuie, unde mă trebuie, o să merge să mai intervenim. Nimeni s-a spus că s-a făcut toată treaba, nu m-a sunat nimeni. La ce număr de telefon pot apela oamenii pentru a vă solicita? Pe numele primarului, viceprimarului, au fost mai multe numere, pot să intervină, oamenii știu unde se intervine. Deci vă pot suna pe dumneavoastră personal? De acum.